s-au jertfit toți ca să spună nu. Și asta s-a înțeles că poți să fii și bădărat. Peste tot, în universități, etc., există chestia asta în care mă scol când vreau eu. Și trec prin fața la ăluia care vorbește, eu în politețe gravă, pe de o parte, pe de altă parte diminuează puterea discursului. Cred că și la biserică este același lucru. Dacă nu-ți face predica și te-ai întors și pleci, e același lucru. Vă rog ca să țineți cont. Imediat ce pleacă cineva, am încetat. Închin acest discurs despre icoana Sfinților Martiri, Părintele Arhiepiscop Varsanupie, cu mulțumirile și plecăciunile toate pentru grația cu care m-a invitat aici. Dânsul este un ierarh extrem de cunoscut, tocmai prin spiritul de nuanță care îl are. Și asta e mare lucru că îl aveți aici. Sper să nu-l mute în altă dioceză. E foarte bine aici. Cu asemenea climat. Părintele Episcop, Iosif, Carnic, Sfântul și cu oameni excepționali care sunt autori în mare parte ai venirii mele aici. Tuturor le mulțumesc din toată inima și am să încerc să vă țin, stați acolo, cum am zis eu, că dumneavoastră știți. Și vă trageți scaunul, că e păcat să nu vedeți pozele, că nu le-am adus pentru distracție, ci pentru studiu. Eu n-am evlavie, înțelegeți? Fiindcă evlavie, omul are greu, ți-e să fie un om bun ca să aibă evlavie. Și eu sunt rău. Am, în schimb, cred că această vocație, cumva, de a învăța. Și sunt bucuros de ea, pe una din calitățile Domnului. Așa este și spunea învățătorul. Orice asemănare, vă dați seama că nu trebuie ca să o facă nimeni, dar eu doresc ca să plecați de aici cu o înțelegere mai profundă a unor lucruri despre care nu se vorbește. Fiindcă n-are cine. Am adus o icoană în biserică. Icoana Sfinților Martiri, care este asta. E pusă prost, trebuie ca să aveți grijă, ca să o puneți bine. Fiindcă, pe lângă faptul că nu înțelegi, dacă stă urât, urât e. Oamenii au făcut ce au putut, dar există loc și pentru mai bine. Deci icoana refuză primatul ochilor. Un iconar bun nu pune accentul pe nurii imaginii, pe acest vino încoat, care este trăsătura capitală a artei laice. Este atrăgătoare. Și, și pentru asta se dau premiile, se dau banii și toate lucrurile astea. A ieșit puțin, s-a încurcat industria artistică cu Van Gogh. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și mai sunt gafe. Dar, în general, primatul ochilor este fundamental. Fiindcă în arta laică, locomotiva este esteticul și vagonul de marfă sau de poștă, spuneți cum vreți, e conținutul, ideea, mesajul. În icoană este invers. Locomotiva e teologicul, iar esteticul e vagonul de poștă. Și orice imagine care calcă acest lucru este dintr-o dată necanonică din punct de vedere al dreptarului. Canonul ce este? Canonul este teologia icoanei cu pricină. Este definiția teologică a unei icoane. Dreptarul ce e? Aplicarea lui. Aplicarea lui nu este o simplă chestie practică. Acolo capătă trup
toate capătă trup inefabil, să zicem, tot ce se spune în teologie. Icoana pe care o vedeți aici este un model iconic. Nu orice icoană e model iconic. Modelele iconice sunt acele imagini după care pornesc versiunile, pornesc de-a lungul secolelor. Dar e unul singur care a fost o dată bună vestire. Scurt. Ideea că biserica a făcut și știți cum făcea, cum erau cu monumente la comuniști, n-a trăit în epoca ăla, îți venea de la partid tema și tu încercai ca să și mai veneau de la partii și mai spuneau, dă-l mai încoace, dă-l mai încolo, mai pune aia, mai pune aia. Așa și imaginează lumea că e și cu icoana. Nu este adevărat. Icoana e făcută de un om. Un om care s-a trezit făcând-o de către Duhul Sfânt. Nume de poate să dea preoții, arhiepiscopii, patriarhii, poate să dea ordine cât vor. Un model iconic nu apare în felul ăsta. Cum apare? În cadrul unor stări a lucrurilor. Deci, atenție, majoritatea s-au făcut în timpul imediat după Hristos. De fapt, după pogorârea Duhului Sfânt. Deci era o emulație a credinței, era o stare specială în care câteva au căpătat chip atunci. Poate că nașterea Domnului, poate că buna vestire. Nu se poate ști și nu s-a ocupat nimeni să afle când a apărut prima. Nici nu cred că se poate ști. Dar nu-i comandă de la patriarhia, de la vreo patriarhie, de la vreo dioceză sau din altă parte. E un imbolt care apare într-un om al credinței. De preferință, un iconat. Imbold a avut un scriitor, Luca. Cred. Nu știu că... Și acolo circulă o seamă întreagă de lucruri care sunt apocrife. A vrut Dumnezeu ca să trăiesc așa ceva, ca să pot să dau seamă asupra acestui lucru. Un părinte călugăr care îmi punctează existența prin prestigiul credinței lui și a inteligenței credinței lui, mă soma acum câțiva timp ca să scriu aceste lucruri. Le voi scrie cu mare atenție, fiindcă spuse par de ordinul paranormalului. Ori paranormalul este în general teritoriul demonilor. Dumnezeu când se manifestă este insezizabil. Și îți dai seama după mult timp, uneori altădată repede, dar este insezizabil. Nu dă semne cum se dă în paranormal. Sunt cu totul alt limbaj. Și știu să recunosc astăzi ce înseamnă un imbold față de o treabă ești angajat să faci biserici. Ai făcut școala de patriarhie, ți se dau biserici, vine unul, spune ce să pictezi acolo, ce să pictezi acolo și tu trebuie ca să faci cu fior, nu știu cum, dar cel puțin să ai acolo o pricepere. Cam așa se petrece treaba. Cu modele iconice, intrat mai ceva. Modele iconice se petrece cu totul altfel treaba asta. Nu mi-a spus nimeni ca să o fac. S-ar putea să mă întrebe cineva, mai ales din oamenii tine care sunt acolo, eu nu știu, sunt la un seminar, aveți o facultate aici. Dar și pe tine, cum te-a găsit, frate? Nici eu nu știu. Eu am făcut icoane. Dar eu nu sunt exclusiv iconar. Fac și artă laică. De asta știu să le compar. Și momentul când m-am apucat să fac această
această icoană e după mai bine de 10 ani de când eu n-am mai făcut o icoană. Ea e legată foarte mult de frisonul care s-a creat în jurul actualizării omagerii celor 300 de ani și directivei date de prea fericitul, toate parohiile să prăznuiască în felul lor, conferințe, mai știu eu ce, acest eveniment. Trebuie să vă gândiți că totul, adică nu la mine trebuie să fiți atenți, ci la împrejurări, la preprăznuiri. Că și arta icoanei are o preprăznuire. Care sunt preprăznuirile martiriului? Vreau să vă gândiți că 300 de ani nimeni nu a avut la drept vorbind insomnic că nu există canonizarea acestor șase oameni. Biserica însă a stat în expectativă. De ce? Deoarece oroarea care s-a petrecut în 15 august 1714 nu se putea trece peste. Toți am încălecat, de 30 de ani toți încălecăm pe ea, pe oroarea asta, o cercetăm și după aceea, la un moment dat, descălecăm și ne vedem de treabă, pentru că nu-ți intră în cap cum un om a putut să facă așa ceva. Și orice propoziții evlavioase nu stau în picioare în fața unei instanțe din interiorul nostru. Iar 300 de ani, românii nu au găsit o plenitudine care să lase în urmă oroarea asta. Și atunci ea era activă. Și dintr-o dată biserica 92, pac, îi canonizează pe toți, pe Ibireanu Ișel în octombrie, dacă nu mă înșel, ce le-a venit domne. Eu nu mi-aduc aminte ca tovarășul Ceaușescu să-l fi interesat domnul. Sigur că n-ar fi căpătat o amploare de felul ăsta, dar într-ascuns așa, mai molfăit puțin, se putea face. Cred eu. Nu știu, poate înainte de, cine știe. În orice caz, s-au făcut, după câte știu eu, și canonizări în epoca respectivă. Deci, iată o stranietate. A doua, ce vine patriarhul acum, 30 de ani, să facem omagiere, ceea ce și ce s-a întâmplat la Mogoșaia, care a avut o amploare, cu foarte mulți preoți, foarte mulți ierarhi. De ce? Situația de fapt acum este aproape identică cu cea din timpul lui Brâncoveanu. Două ficțiuni care se bat între ele, care se ia conducerea. Nu adâncim acum, că n-am venit să fac politică, dar vreau să spun, două ficțiuni sunt în război mare, care pe care. Iar populația asta aiurită, nu înțelege, este săracă și se uită la scenariul ăsta. Deci, iarăși, o asemănare foarte mare cu epoca. Toată lumea e de acord că Brâncoveanu a fost lacom și ca și bogatul care i-a rodit țarina, i-a luat Dumnezeu viața. Și așa mai departe. Nici nu vă închipuiți cât de actuală e această viziune absolut fără suport. Deci, 11 septembrie 2001. Atrage atenția prima dată, cu toate că specialiștii care au fost în istoria religiilor, nu? Că știau deja că islamul iubește foarte mult să biruie prin simbol. Mai mult decât prin război. Deci dacă eu îți umblu cu avioanele mele prin orașul tău, cel mai important din lume, și umblu așa prin mijlocul lui și ciocnesc și blocurile, ți le și dărâm pe cele mai falnice, eu te-am biruit. Autoritatea ta e mărginită. După aceea tu poți să mă bați în Irak, în toate părțile, eu stau, încasez, dar eu te-am biruit simbolic. Și asta a atras atenția
Păi nu cumva și la Brâncoveanu e ceva de felul ăsta? Nu cumva trebuie văzute altfel lucrurile? Taman, atunci apare un text a domnului Radu Baltazar din Pitești. Lângă dumneavoastră. A fost directorul teatrului din Pitești. 40 de ani. Domnul Radu Baltazar a scris un text care îl aveți în efemerida care am tipărit-o și care înțepenești când îl citești, că nu este scris de un profesionist, să zicem. Părmă am aflat că mai tipărește. Mi-a trimis un ziarist de la Adevărul pe mail când l-am citit. A fost uimit de puterea textului scris în ultimele luni în timpul lui Ceaușescu. Pe care vi l-am dăruit, cei care au luat efemerida, să-l citiți cu atenție, chiar și cu creionul în mână. Multă informație e luată dintr-o carte a lui Marta Bibescu, care, iată, intră în actualitate brusc, e vorba de cartea ei, La Nîmes, Europe, trei sau patru amintiri din viețile mele anterioare, subtitlu. Marta Bibescu a fost o mavrocordată, rudă cu Nicolae Mavrocordat prin mamă, care a asistat la execuția lui Brâncoveanu. S-a căsătorit cu un Bibescu, George Valentin, e îngropat la mare aviator. E îngropat la biserica de la Mogoșoaia, a fost prăznuit acum de curând. Și Bibescu, când s-a căsătorit acest George Valentin, din familia Brâncoveanu, i-a făcut cadou de căsătorie Palatul Mogoșoaia, urmă a venit comuniști, urmă ea a fugit și însăiate printr-o platformă excepțională diplomatică care o avea, a scotocit toate depozitele astea ale diplomației apusene și a cercetat în continuare ce s-a întâmplat. Acestei femei i-a venit ideea care lipsea la acestei românce. I-a venit, a înțeles ce s-a întâmplat atunci, sau a bănuit ce s-a întâmplat cu Brâncoveanu. Și pune în seama acestui eveniment, îl definește ca fiind catastrofă redemptorie, se numește conceptul. Mântuitoare, salvatoare, cum ar fi în românește. O catastrofă care mântuie. Pe ce Dumnezeu poate să mântuie când o familie întreagă îi se taie gâtul tot moștenitorii și atunci tanta cuzină a spus pe aia jefuit țara. Că așa îi se spunea lui Brâncoveanu. Cel care a jefuit țara fără să facă, să lase pe nimeni acasă, fără ca să țipe cineva. Eu am zis că e o performanță. Fiindcă dacă poți să jefuiești și nu țipă nimenea, înseamnă că nu este jaf, că e altceva. Dar s-a folosit acest lucru care durează până astăzi cu parabola bogatului care i-a rodit țarina. Chiar un intelectual de curând, într-o biserică, l-a asemănat pe Brâncoveanu cu acest personaj invocat de Hristos. Islamul atunci probabil că a zis se spere pe capul Hristosul lor, că Allahul nostru niciodată nu lăsa un credincios atât de temenit să fie batjocorit și tăiat cu familia întreagă. Toată lumea, în general, a căutat să justifice acest lucru și să-i pună în seamă Domnului. Și așa am circulat. 300 de ani am circulat cu prostiile astea, care dintr-o dată explodează într-o cu totul altă temă. Marta Bibescu povestește ce știe de la Nicolae Mavrocordat că s-a petrecut atunci. Maria Del Chiaro, italianul care era șeful de cabinet al lui Brâncoveanu, are 5 rânduri despre execuția lui Brâncoveanu.
Eu cred că a stat la cârciumă și s-a povestit. Că nu cred că îi făcea plăcere să vadă cum lui stăpânul îi taie capul. Așa am zis și eu cu răutate, dar e inadmisibil ca... Așa cum a apărut în revista lui Ion Cristoiu Historia, niște bazaconii îngrozitoare. Sunt articole de 5 pagini despre ce avuție a avut Brâncovea. Ori, afli de exemplu de la Marta Bibescu, care refuza să fie voievod așa drastic s-a opus acestui lucru. Că îi ajunge tu, că ești foarte bogat și n-are nevoie. Când ieșea pe calea Victoriei, ocupa cu 34 de calești boierii care erau staful lui. Nu ducea în clipa când a murit Șerban Cantacuzino, era pe catafal. Șerban Cantacuzino, iarăși noi nu-l cunoaștem, noi știm de Biblie. Foarte frumos. Dar spune Marta Bibescu, tot via Mavrocorda. Despre Mavrocorda să întreacă fie spus, a domnit vreo 21 de ani, deci mult, aproape cât Brâncoveanu, și se spunea că era extraordinar de cult și crud. Și se întreba lumea, cum poate fi un om atât de cult și atât de crud? Și am spus că există un precedent, e Marc Aureliu, care era chiar mai cult decât, cu mult mai cult decât Mavrocorda. Deci, dânsa, primind aceste date direct de la Mavrocorda, sezizează faptul că Șerban Cantacuzino, când venea